Vasile Traian the Game. Da, astăzi băgăm un mic gameplay cu acest joc și dacă este genial cum am tot primit recomandări, o să facem un live weekendul ăsta, acum când filmez de vineri și cred că tot astăzi o să pun videoclipul, mă mai gândesc eu. Hai să-i dăm frumos pe... Vreau să fut. Ok. Îmi place mult să fut. Am înțeles asta, domnule Traian. E singura manifestare... Care e umană. Și ea trebuie cu adevărat reprezentată și de mine. Chiar vrei să mai continui? Da, vreau să mai continui. Da. Asta e așa. Bun, hai că pot să dau mai tare jocul. Așa. Se auzea cam încet. Și nu prea-mi convine. Ok, music volume-ul să las mic. Ok, return. Gata. Superb. Semnul întrebării. Ce? Sună telefonul. Cred că mi-au și copyright acum. Răspunzi? Hai să răspundem la telefon. Alo? Putem avea și noi o ligă? O, drag, să facem dragoste. Deci omul ăsta a luat bucăți din fiecare clip și l-a și făcut așa. I-a făcut pozele într-un stil de ăsta mai animat. Ia să vedem. Așa cum s-a înțeles din dialogul anterior, da, prestezi anumite servicii. Din păcate, nu eu am dorit o astfel de carieră. Nevoile financiare și dorința de a continua studiile m-au împins spre această decizie. Dar lăsând asta la o parte, trebuie să mă întorc la treabă. Ok. Între timp, la garsoniera de prestat servicii. Vreau să dau la muie. Nu pot să vă ajut cu asta, ok. Dani Mocanu, peștele. Fă! Că joc în picioare! Ce, Vasile Traian, ce pula mea? Mă scuzați pentru deranj. Nu știam că avem un client în acest moment. O zi bună în continuare. Ce-a fost asta? Nu știu, domnule Traian. E ceva normal pentru mine. Să vină patronul să țipe la mine. Să mă bată să-mi ia toți banii. Dar mulțumită dumneavoastră, de data asta am scăpat. Îl voi face praf, dintr-un pumn îl voi omorâ. Dintr-un pumn îl voi omorâ. Ok, domnule Traian, maestrul va da cu pumnul. Vă mulțumesc, dar nu cred că este nevoie să faceți așa un gest pentru mine. Tu ai inima deschisă, vorbești frumos, te comporți frumos. Genial, deci genial, omule care crea jocul, Raul sau Ralu, am și uitat cum scrie la început. Te pup, dă-mi și mie share pe Discord cu gameplay-ul ăsta. Eu sunt bătrân și te respect că ești o fată frumoasă. Corect, uite, om civilizat. Vă mulțumesc enorm. Deci eu acum trebuie să mă prefac că sunt fata, ai că-mi desprind și părul. Cum te cheamă? Ramona. Bine, Ramona, bine. Am un plan. Vrei să auzi planul lui Vasile? Da. Poți să pleci de aici. Am citit o carte... Drumul spre înalta societate. Bacu, sunt curios. Câte... cum se ramnifică povestea ca la copilul albastru și urât. Sau, și mă gândesc, câte ending-uri avea jocul ăsta? O să ajung să-l fac cu totul pe live. Deci o să fac la fel ca la copilul albastru și urât cu jocul ăsta. Iau la rând toate ending-urile posibile. Dar jocul ăsta pare mai complex un pic. Iar eu te pot ajuta să ajungi acolo. Serios? Chiar mă puteți ajuta să îmi depășesc condiția mizerabilă în care mă aflu acum? Iar în această zi, cu ajutorul lui Vasile Traian, a.k.a. maestrul, Ramona a fost scăpată de acest stil de viață. Și ultimul cuvânt n-am apucat să-l citesc. Bine venit acasă la Vasile Traian. Acesta a decis să te scape de viața tragică pe care o duceai la garsonieră. Deoarece frumusețea și modul tău elevat de a vorbi l-au impresionat. Succes cu noua ta viață. Ramona, vă mulțumesc enorm că m-ați primit în locuința dumneavoastră. Ziua 1. Este ziua furii. Deci practic acum Vasile Traian are un musafir etern.
Un mod extraordinar de a-mi începe dimineața, dar întrebarea mea este: unde a fugit așa grăbit Vasile? Probabil ar trebui să văd unde s-a dus. Da, e o idee bună, de fapt las-o așa. Da, e o idee bună. Cred că aud ceva din camera cealaltă. Vorbește la telefon. Aș putea să trag puțin cu urechea. Dar din pură curiozitate, doar din pură curiozitate. Am auzit că aveți căsăruși de aia pe chineză în vânzare. Știu videoclipul. Aveți cățeluși pe chinez de vânzare, nu am vorbit bine clar? Uite, acum am vorbit clar. Deci exact așa eram și eu când căutam să-mi iau câine. Tot dădeam telefoane, mai este valabil anunțul cu Husky-ul, cam așa eram și eu. Bine, o să vedeți după că e o diferență. Ia. Mamă, sună tu de la Skype! M-a luat nostalgia! Sună din nou. Păi am închis, că am zis că nu se mai auzea, nu mai aveam semnal. Da, în Marea Neagră. Ce Marea Neagră? Despre ce vorbește? Fut în mare acum, fut. Și îmi trebuie cățelușul că noată să mă țină la suprafață. Asta e diferența. Mie nu trebuie câine pentru așa ceva. Acestui domn nu-i lipsește simțul umorului. Dar ideea principală cred că era faptul că își dorește un cățeluș, mai exact un pechinez. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Ce mai faci? Mă pregătesc să merg la facultate. La ce facultate mergi? Pe matematică, informatică și alte științe de-astea. Eu câteva lucruri despre astfel de științe. Hai de capul meu ce urmează. Cred că urmează să zică teorema aia vieții. Ia să vedem. Am auzit apoi că cifrele sunt arabe. A, nu, e altceva. Sunt minciuni. Ascultați aici. Nu sunt cifrele arabe. N-au descoperit arăboia nimic. N-am eu treabă cu jihadul lor, nici nu mă interesează. Cu adevăr că mi se pare că cifrele astea pe care le zicem noi arabe le-au preluat arabii de la indieni, le-au mai modificat ei, parcă. Ce război poate să poarte asemenea oameni? Asemenea primitivi? Foarte interesantă lecția, domnule Traian. Dar acum ar trebui să plec, să nu întârzi. Bine, Ramona, bine. Te pupa. Bă, deci omul ăsta, la fel ca mine, a luat la rând toate videoclipurile. Și ai plecat spre facultate, Ramona, iar aceasta este motivul principal pentru care acum, ceva vreme, prestam servicii. Hai să dau un quick save. Quick save complete, la cât l-am făcut? 1.51. Îmi doream și încă îmi doresc enorm să am destui bani să-mi continui studiile. Dar așa cred că pot să-mi îndeplinesc, doar așa cred că pot să-mi îndeplinesc visul. Și anume, să treci la oră. Well, nu mai am timp de povești. Trebuie să fug la cursuri. După 6 ore de cursuri plictisitoare. Dar întrebarea mea este, chestia asta este înainte sau după pandemie? Poate este înainte de pandemie, când se apucase și maestrul de YouTube. Ce pot să zic? Apropo, o mică chestie. Mă gândesc să-l caut o dată pe Nea Vasile. Pentru cei care sunteți fani Vasile Traian, puteți să mă contactați în privat și poate o să trec o dată pe la dumnealui ca să-l salut. De la mine până la Găiești, pe acolo, cred că e cam o oră și ceva. Dar pentru maestru aș merge până acolo. A fost o zi ca oricare alta. Mi-am fumat ultima țigară înainte de cursuri. Aș putea merge la magazin să-mi iau un pachet nou. Mergi la magazin, las-o așa. Hai la magazin. Mai bine îmi iau acum, mai târziu o să se închidă magazinul. Hai la magazin. Iau-te-l pe puia! Bine ați venit! Vreți o pungă de lei? Bă, uitați și voi ce față are puia! Nu. Aș dori un pachet de țigări. De care să fie? Volum albastru, Kent Classic, Dunhill negru, Marlboro Touch, Winston Plus sau ceva arabe. Ce țigări să luăm? Ia ce țim, hai! Hai că hai, ziceți-mi acolo, în secțiunea de comentarii, de pe premieră, sau pe live, sau pe chat, sau în jos comentarii. Ce țigări? Hai că vă aștept să lăsați comentariile.
Te-ați lăsat? Bun, luăm țigările astea arabe. Ce-a fost asta? N-au descoperit are voia nimic. Am nu știu ce-a fost principalul. Genială chestia asta. Nu m-am așteptat. Înseamnă că am pierdut? Am pierdut? Dar ce înseamnă chestia asta? Cei care știu arabă sunt rău ca astea. Bă, nu cred așa ceva. Am pierdut. Ok, nu știu ce scrie aici. Bă, tu vorbești serios? Bă, tu... N-au descoperit are voia nimic. A dat crash. A dat crash jocul. Face parte din joc să dea crash? Și acum ce fac? Ok. Publicitate. Bun, am reintrat acum în joc. Cred că asta a făcut parte din joc pentru faptul că n-am ascultat de mai... Jocul conține limbaj licențios, da, și asta. Cred că... și probabil e de căcat. Da. Ok. Load. Bine că am dat save-ul ăla mai devreme. Păi și cum vine? 1, 2, slot. Asta e quick save și ăsta e autosave-ul. Uite bă, care autosave ăsta. Automat Friday. Ok, înapoi la țigări aici, deci de care să luăm? Nu mai luăm țigări arabe că ne omoară maestrul, așa că ziceți-mi alte țigări să luăm. Ați văzut ce s-a întâmplat când am ascultat de voi? Am luat ce nu trebuia, așa că de data asta vom lua Kent Classic. Ai cumpărat un pachet de Kent Classic. Mulțumesc, o zi bună, puia. Bill Gates, Windows, Microsoft, aoleu. Am rezolvat cu țigările. Să mă duc acasă sau să mai stau puțin afară? Mergi acasă, mai stai afară. Hai că mai stăm afară un pic. Vai, ce criză de râs am avut cu jocul ăsta. Nu ar strica să mă mai plimb puțin. Hai să vedem ce găsim pe stradă acum. Îmi place bă că e așa în stil anime, dacă tot n-am terminat jocul Yakuza. Dacă tot sunt afară... Aș vrea să merg să caut un pechinez pentru Vasile. Să căutăm pe chinez sau mai bine nu? Hai să căutăm pe chinezul. Vreau să faceți și mie un joc așa. Voi, tovarășilor care vă uitați acum, nu mai faceți GTA Ovidiu 666. Faceți tovarășul de game și băgați aici în loc să caute pe chinez, să caute husky. Ok, prea mă cred important. Să înceapă căutarea. Unde aș putea găsi eu un pechinez? Ia uite-l, ăsta e pechinezul. Nu știu că pechinezul e un câine mic, dar nu știu cum arată. Deci ăsta e pechinez. Nu vine să cred! Chiar așa ușor a fost să găsesc un pechinez? Deci mi-o țigară babă. Deci nu vine să cred. Mimul ăsta antic e aici. Nu vedeți de web-ul meu, așa-i? Nu vedeți de web-ul meu. A băgat-o aici pasta cu Mircea săracu. Hai că lasă-i. Dă-și mie 2000 de lei. Dă-și mie 2000 de lei? Mi-e foame. Nu am atâția bani. Mă scuzi, dar acest câine este al tău? Da. Păi și scuzați-mi tupeul, dar ce aș putea face pentru el? Du-o țigară, babă. Scoți o țigară din pachet. Poftim. A fost mai ușor decât credeam. Mai să te... Hai să te duci la noua ta acasă, prietene. M-am întors! Bună seara, domnule! Bună seara! Am adus ceva special pentru dumneavoastră. Sper să vă placă. Chiar voiam să fac un gest frumos în semn de recunoștință că m-ați scăpat de vechiul meu stil de viață. Îți mulțumesc. Chiar aveam nevoie de un cățeluș cu care să înot în Marea Neagră. Aha. Acest gest l-a făcut fericit pe Vasile Traian. Plus un punct. Este cam târziu. Da. Mai am o treabă de rezolvat. Așa că noapte bună. Noapte bună. Ziua 2. Ziua 2 și cred că ajunge și cât am filmat.
Este aici. Ziua Puri. Este ziua Puri, mulțumesc. Hai să dăm aici un quick save. Dăm aici un save și încheiem aici. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Vă aștept pe live-ul pe care îl voi face cu jocul. Aștept susținerea voastră. Vă mulțumesc celor care au stat aici în partea asta pe chat-ul de pe premieră și ați asistat la crizele mele de râs. Deci jocul ăsta este absolut genial. Tu cel care ai creat Vasile Traian The Game, ai un pupic din partea mea, no homo, este genial. Deci am jucat cât 15 minute și am râs de n-am mai putut. Vă aștept la următoarele episoade și live-uri cu acest joc. Și spuneți-mi care este episodul vostru preferat sau replica voastră preferată a maestrului Vasile Traian. Și vă rog să nu-mi dați spoilere. Ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!